În România, peste 60% dintre femeile însărcinate de la țară nu merg la medic pe tot parcursul sarcinii. Jumătate din decesele din prima zi ar putea fi prevenite dacă mama și copilul ar primi asistență din partea unor cadre medicale calificate. Pe o sarcină, ca să evolueze bine și să nu aibă surprize, trebuie supravegheată de atât de medicul de familie, cât și de medicul specialist, cel puțin o dată pe lună, până în luna noua, și săptămânal în ultima lună de sarcină. O statistică alarmantă vine de la organizația Salvați Copiii, care arată că principala cauză care duce la decesul neonatal sunt complicațiile din timpul nașterii și care nu sunt descoperite pentru că viitoarele mame nu merg la control. Având în vedere că noi ne confruntăm cu o rată mare de gravide la vârste extreme, adică sub 18 ani, sau peste 35-40 de ani, care de regulă nu se prezintă la medic decât pentru naștere, cele în vârstă și multipare, deci cu multe nașteri în antecedente, unele dintre ele chiar la domiciliu, nu-și dau seama, hai să zicem la cele sub 18 ani, că sunt copii și nu realizează gravitatea situației și câte riscuri comportă sarcina și nașterea nesupravegheate și ne confruntăm cu acest fenomen. Medicii mai spun că acest fenomen mai poate fi generat și de faptul că acum controlul în timpul sarcinii este benevol, lăsat la aprecierea fiecărei femei. Înainte exista școala mamei, exista consultul obligatoriu la dispensar și chiar și la policlinică. Acum, fiind benevol, nu se mai prezintă decât la naștere. Și asta este foarte grav, pentru că descoperim, noi facem analizele și atunci, de urgență sau după naștere, și descoperim o serie de boli de care gravida habar n-avea. Anual în lume, 40 de milioane de femei nasc fără ajutor instruit și în România se întâmplă acest lucru, dar numărul nașterilor neasistate de personalul medical este mic. Raportul organizației Salvați Copiii amintește și că 1,2 milioane de copii sunt născuți morți în fiecare an, atât de pe urma complicațiilor din timpul sarcinii, dar și ca o consecință a infecțiilor materno-fetale, prenatale sau a hipertensiunii arteriale induse de sarcină.